Aptinom dodončiai kredits. Oi, Andžela, jau santkams čiaptik. Jau numbat žogdį uomį, numanipulės. Akumą pandemiją mor uomį, a? Aš jau fos, Igor Dodon. Ерай кам счептик! Синчер, я спонду дат, ерай кам счептик, но не то Анджела Ламинику идея, я спонду дат, чинь, если брей си мярга, ша мэри парта, дар, и мулцумеск Анджели пентру инсистенц. Eu, sincer, să vă spun, eram cam sceptic. Mulțumesc, Angelie, pentru insistență. Sceptic? Ce înseamnă eram cam sceptic? Te sună Angela Sârbu. Cunoștință bună de ani de zile de la Acvarel și îți propune: domnul Igor Dodon, știți cum este pandemie? Artiștii mor de foame, n-au nicio pulă bani, nicio pulă concerte. Ce ziceți să le ungem un pic ochii cu o campanie națională? Să-i purtăm cu marșut ca prin țară, iubesc Moldova! La 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 e, iubesc, la 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 e, Moldova! Președinte, a? Nu, noi plătim nică. Îi naibim fix cum eu naibit Plahotniuc în 2016. Atunci o chicat în capcană și am o aschișe. Șchetrele zboare, nu în dumneavoastră, Igor Dodon, dar în interpreț. Ce spuneți, a? O, Angela, nu! Eu sunt cam sceptic. Eu nu-mi bat joc de oameni. Nu vreau să manipulez acum pandemie. Așa a fost. Igor Dodon. Așa a fost, Igor Dodon! Sau o leacă invers! O zapizdit, va să zic, în 2011, Dodon, Fundația Iubesc Moldova. Au lansat o campanie națională, au făcut și un clip de la care până muții greață. Moldova ne-am născut, aici o să trăim. Oh, ce s-a întâmplat, mereu eu voi rămâne. Voi rămâne alături de cei dragi și ei de mine. Fericire nu se vinde, n-o poți cumpăra. Ai grijă ce îți dorești, asta e viața ta. Pe atunci logo-ul încă era harta Moldovei, roșu cu albastru cu steluță, dar marketologii au zis: ei, băieți, lumea să-și dă-i seama, repede ceva, hai inimioară, ca tot se spune, iubesc Moldova. Și așa și-a fost. Dar că mulți ani nu s-au auzit, nu s-au simțit nimic despre această campanie, despre fundație și acum în pandemie, Igor Dodon, proaspăt întors de la sanatorii, cu buca odihnită, vine în fața artiștilor care ia că au fix atâta, ia că aveți fix atâta atenție din partea statului și lansează campania «Я вас нахую вертел». Și cine are de câștigat din asta, noi ne dăm seama. Dar cel mai important e cine are de pierdut din asta. Ați auzit cumva electoratul lui Dodon răzvrătindu-se pe internet? Vai, dar cum așa Diana Rotaru a cântat clip acolo cu medici și acum cu Dodon nu respectă distanță socială? Cine are mai tare de suferit din tot asta? Dodon? Ce, încă o dată, vă mulțumesc, sănătate, succes, doamne. Sunt sigur că și voi, atunci când ați văzut pozele de ieri de la întâlnirea lui Dodon cu artiștii, ați reacționat cu un sincer și foarte românesc. Sugă, pleci! Și eu, sincer, fix ca și voi, am avut pornirea pur și simplu să-mi vărs amaro, să-mi torn reacția mea pe internet și atât. Dar nu mi s-a părut corect. Și nu mi s-a părut suficient. Eu am vrut să aud mai multe chiar din gura artiștilor și le-am scris în privat. Nu tuturor, subiectiv i-am ales pe cei de la care am sperat ca să primească un răspuns. De la 3 din ei am primit răspuns, cu 3 din ei am reușit să vorbesc. Niciunul din ei nu știa că la întâlnire urma să vină Dodon. Niciunul din ei nu cunoștea de fapt că în 2011 socialiștii au lansat campania Iubesc Moldova. Și zic, bun, ok, e normal, nimeni de noi nu e obligat să cunoască toate denumirile astea de campanii și fundații. Politicienii corupți găsesc mereu căi inventive de a spăla bașlă murdar. Să zicem că nu știe nici de apropierea spirituală, economică între Igor Dodon și Angela Sârbu de la Acvarel. Să zicem că în ultimile luni n-ai observat cum Dodon direct a influențat criza pandemică, socială, medicală în Republica Moldova. Eu în fiecare săptămână am contact direct, chiar în condițiile de pandemie, cu sute și mii de persoane. Eu nu mă tem să merg să discut cu un om simplu, să merg la un veteran, să mă duc în spital. Ia uitați-vă la oponenții mei politici. Maia Sandu, chiar și când face conferință de presă și noi nimeni în sală numai microfonul și pune mască, să teme de microfon că o să mă lipsați. Să zicem, dar om drag și frumos și ești.
Te cheamă Angela Sârbudi la acvarele, la ospeți cu plăcinte, să cutreierăm țara în pandemie. Nu petrește, te rog, măcar un 30 de secunde, înainte de a da un răspuns, spune: doamna Sârbu, dați-mi voie, eu bucvala muș dau drumul la apă și amuș revine, că amuș stați, ca să nu se audă unitazul, că nu-i frumos când vorbești cineva, și revin cu un răspuns. Și în acești 30 de secunde petrești tu cu creierul tău o leac de timp și te întreabă: este aici sau nu vreun pește împuțit? Sau nu numai ni se pare? Din și bani îți plătiți cameramanii, șoferii care pleacă cu Geta Burlacu la Belți, cu Valeriu Jăreghe la Strășeni, cu Andrei Porubin la Holercani? Ar trebui sau nu să mă doară sursa acestor bani acum în pandemie, când majoritatea lumii sau rămâne fără job sau taie din bugete de marketing? Și deși o campanie de dragoste națională este lansată de o agenție de publicitate, dar nu vine din partea unui minister, prim-ministru, ea e și probabil cea mai dureroasă, cea mai deranjantă bubă în această situație e că cei trei artiști cu care am vorbit și cărora le mulțumesc și au făcut timp și mi-au răspuns, ei n-au avut nicio obligație să o facă, toți au refuzat să recunoască public și să denunțe public această manipulare. Ei nu vor să ne spună nouă că au fost naibiți. Atunci, dragi prieteni, dragi artiști, de ce vă mai miră faptul că oamenii vă sară în cap și nu sunt solidari cu voi atunci când voi ieșiți la proteste și vă cereți scenele și concertele înapoi? Poate în momentul înregistrării acestui video au apărut deja o serie de mesaje publici de la artiști, lumea deschide șampanii și celebrează spiritul civic și curajul unor interpreți. Poate, dar în caz că asta încă nu s-a întâmplat, eu vă reamintesc. O rămas o leacă mai puțin de 2 luni până la primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an. Nu știu cum voi, dar eu cred că pe Dodon deja nici nu-l mai ajută. Nici un vaccin. Bespalezna. De asta vă îndemn să faceți echipă cu mine și să le scriem direct artiștilor. Hai să le dăm această șansă. Hai să le dăm această doză de speranță. Hai să le spunem că au pe cine conta în caz că au curajul să denunțe o asemenea minciună, manipulare din partea unui politician. Escriți lui Nathan, Aurel Chertoacă, Igor Sârbu, Nelly Ciobanu, Aura. Escriți noroc. În această vară, eu am fost invitat să particip pro bono la campania Iubesc Moldova. Și la finalul campaniei, Angela Sârbu ne-a chemat la un pahar de vin și plăcintă. N-aveam nici cea mai vagă idee că o să-l văd pe inamicul numărul 1 al Republicii Moldova, Igor Dodon, în carne, oasă și cheleșică. Regret. Regret mult apariția mea alături de acest politician incompetent și corupt și vreau să spun că spre deosebire de Dodon, eu iubesc Moldova, fără ca s-o fur. Vă mulțumesc pentru susținere și înțelegere. Cum credeți? Ar lucra o asemenea metodă? Dați-mi de știri mai jos în comentarii. Eu cred că da. Eu cred că acum, după o asemenea naibalăvă, este momentul ideal să ieși cu un mesaj public. Să denunți fără de legile și nedreptățile care ți se întâmplă ție, artist în Republica Moldova. Doar așa o să poți să-i recapeți pe oameni, să-i recâștigi drept aliați în jurul tău. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă îndemn să aruncați câte un like, câte un share la acest video. Dacă vă-i leni să scrieți artiștilor, poate le trimiteți acest video, poate așa o să fie mai eficient. V-am cuprins, mulțumesc tare mult patronilor care susțin în fiecare lună emisiunea Lumina pe patreon.com/fedot. Eu, apropo, am revenit din vacanță cu emisiunea Lumina. Tare speram să vă povestesc despre mușchi, despre plajă, despre lacuri, iazuri, fumuri în plămâni. Dar vezi cu ce trebuie să începi. Dar n-ai cum să nu vorbești despre asta. Ciao, bye bye.